Cea mai mare întindere de ape din județul Bihoră reprezintă lacurile de acumulare, construite pe cursul râului Crișul Repede. Cu lacul de acumulare Lugașul de Jos, lacul de la Tileac sau cel de la Fughiu, zona a devenit una dintre cele mai puternic populate în anotimpul rece de păsările venite aici tocmai din nordul Europei. Paradoxal, pe cursul Crișului Repede, în jurul lacurilor de acumulare, s-au format zone quasi naturale, unde întâlnim stufăriși, galerii de sălci sau zăvoaie cu plopi, un loc ideal pentru păsări. Deși creat artificial, lacul de la Fughiu a devenit astfel un adevărat habitat natural care găzduiește în fiecare iarnă între 6 și 8 mii de păsări acvatice din peste 30 de specii. Terenurile agricole din apropierea lacurilor adăpostesc acum zona de cuibărit a multora dintre ele. Printre speciile care iernează la noi sunt cormoranul mare, cormoranul mic, lebăda, negreta mare, rațe, în jur de 7 specii, lișița, precum și 3 specii de cufundaci, inclusiv cufundacul polar. Pentru aceasta, acest lac este foarte important ca și cadru natural în care aceste specii de păsări pot să vină. De ce vin aici? Pentru că clima e mai caldă și găsesc hrană suficientă. Arealul a devenit în timp loc de observație și de studiu pentru elevi și pasionați de natură. Iarna venim la plimbare și facem poze. Se vede acolo în fund multe păsări. Lebedele, stârcii cenușii și stârcii albi. Din decembrie. Stau până când vine primăvara. Cel mai frecvent iernează rața mare, pescărușul răzător, iar dintre alte specii decât cele de apă, cioara de semănătură. Zona lacurilor de acumulare de pe Crișul Repede a fost declarată arie protejată, asta pentru a ocroti astfel numeroasele specii de păsări întâlnite aici. Mai bine de 75% din teritoriu cuprinde râul și lacurile, 20% este teren arabil, iar 5% din suprafață e acoperită de vii și livezi. Proiectul Management Integrat Conservativ și Participativ al siturilor Crișul Negru, Crișul Repede a Munte de Oradea, lacurile de acumulare de pe Crișul Repede, Valea Iadei, defileul Crișului Negru, lunca inferioară a Crișului Repede Diosig, este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Post-Mediu 2007-2013, axa prioritară 4. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.